Salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA Draft Battle alături de Moșu Basic. Salutare, fraților, pe respect, cum îmi place mie să zic. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. N-ai pentru ce, bro, iar linkul cu canalul lui Moșu l-aveți în descriere, primul link din descriere. Moșu face o treabă minunată, Moșu e foarte activ pe FIFA, cred că e numărul 1 la pachete pe FIFA. Mersi, fraților, nu uitați să apăsați butonașele, pentru că dacă feedback-ul e pozitiv, o să mai continuăm pe linia asta, o să mai facem episoade, nu neapărat cu Draft Battle, ci cu altceva. Corect, corect. Episodul stă în felul următor. El îmi alege mie, spunând un număr de la 1 la 5, formația, la fel și jucătorii, iar eu la rândul meu, la fel, lui Moșu. Moșule, eu sunt gata. Vrei să încep tu? Vrei să încep eu? Indiferent, sunt în formă mare, sunt pregătit să-ți dau jucători extrem, extrem de slabi, evident. Hai că dacă eu sunt oaspete, hai să încep eu, da? Hai să alegem. Da? Bun. De la 1 la 5, formația cu numărul 3. Mamă. La tine. Am un 3-5-2. 3-5-2. Hai că e bine 3-5-2 pentru draft. Chiar e bine. Zici? Ai left back, right back. Da, ai left back, right back, dar în rest e ok. Și ia să vedem la mine. Iar la tine începem cu numărul 1, pentru că tu ești numărul 1 pe live-uri la FIFA. Oleu, mai rup, ce formație n-aș mai da, frate. Vreau numărul 5, 4, 3, 3, am un 3, 4, 1, 2. Ok, am ales. Destul de complicat pentru că... Da, în fine, am left mid, right mid, dar e ok. Să începem cu capitanul. Corect. Și eu o să aleg numărul numărul 3. Băi, Moșule, parcă mă asculti așa, nu știu cum să spun. Nu cred. A Overmars de 92. Băi, din prima i-am dat, frate, din prima. Era singurul, da, era singurul icon din tot ce cinci. Am dat de, m-am jurisit singur. Așa, ia să vedem la mine. Numărul tot 3. Numărul 3, Bernardo Silva de 88. Ok, se putea și mai rău. Bun. Am blocat poziția de cam, acum mergem pe... Mergem pe atacanți? Da, pe atacanți, pe atacanți. Hai să mergi. Pe atacanți, ok. Bun, ți-am dat numărul 3, mă, tot 3 îți dau, n-ai cum, dar n-are cum să-ți dea back-to-back. Numărul 3. Numărul 3 este nimeni altul decât Zlatan Ibrahimović. Dar e de 86. Măcar atâta. Ia să vedem și la mine. Oricum am și pe tarde, frate. Nu știu ce se întâmplă cu dracu. Da, nici la mine. Da. Unii jucători în Team of the Year erau. Adevărat. Numărul 4. Numărul 4, Immobile. Dar, din păcate, Immobile, ăla normal de 86, Electronic Arts. Bună dimineața. Poate prinde și noi ceva. Cred că nu s-au trezit, frate. Mamă, am dat din greșeală pe CDM, frate. Pe CDM, atunci eu mă duc pe CM, ca să o luăm așa. Hai, am dat din greșeală. Eu pe CM, o, e problemă, tot acolo ajungem. Ok, și o să merg pe numărul, la ce panorame am. Deci, numărul 1 la tine. Ești foarte inspirat, Moșule, nu știu cum să spun. Nu cred, să-mi bat picioare. Petit de 92. Cum așa, frate? Nici să vrei, nu e nimeni rești, frate, cum așa? Aveam și SM de 92. Hai că e groasă, oricum ar fi. Iar la tine... Ce mizerie îmi dai mie. Numărul 5. Vreau să zic o singură chestie. Da, da, spune-te, rog. Toți jucătorii erau special card. Toți erau cel mai mare de 84. Da, toți cel mai mare de 84. Stai, numărul 5 îl avem pe Torres, Olivier Torres de 82, care e CM și e bine că face link acolo cu David Silva. Mergem pe atacant. Ai da. Da, okay, am doi atacanți. Să vedem acolo ce și cum. Ai de capul meu. Deci doar gold. Doar gold am atât. Da, și eu doar unul gold am. Bun, ia să vedem, numărul 5, nu am dat numărul 5, nu? Ia să vedem, numărul 5. Numărul 5, Aubameyang de 88. Mai aveam un Aguero, mai aveam un Mertens, Cavani, Benzema. Ți-am dat bine, ți-am dat bine. Da, nu mi-ai dat rău deloc. Ia să vedem și la mine. Numărul 3, bro. Benzema de 90, l-aveam și pe Hazard de 94, dar l-aveam și pe Ilic, care intra bine, făcea cu Immobile. Ok, Benzema, aia e. Nu e rău. Hai să mergem pe left middle sau right middle. Eu am, eu l-am LMU, l-am luat că mi l-a luat pe Overmars, dar putem să mergem pe RM.
Pe Râmă, ok, perfect. Râmă, hai să mergem acolo, hai să vedem ce ne pregăte, bă, dar nu vreau... Hai de că ăștia dor, frate, au, nu s-au trezit și jucătorii, nu știu. E, lăsați, doi jucători prime icon și dorm la mine. La tine se pare că sunt activi băieții. Ok, hai să dăm tot numărul 5, frate, tot numărul 5. La Mela de 80, e bine că măcar face link cu oba mea. Bine că e 80, mama lui azi, și la mine... Tot numărul 5, fratele. Mi-a dat pe Vișca de 86. Nu că, nu că n-ar avea Team of the Season, dar nu e. Bă, dar prost. Bun, tu ai left middle. Deci da. Mă duc pe left middle. Și eu o să merg pe cam, da. Pe cam, ok. Left middle la mine și hai Electronic Arts. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Aoleu, nu cred. Bun. Numărul 1 la tine. Numărul 1 este Gomez de 86 de la Atalanta. Ok. Mai aveam un Bruno Fernandes, un Ricaurte. De unde e Ricaurte ăsta? E Team of the Season din Columbia, de la Medellin. Acum concentrează-te. Am nevoie să te concentrezi să-mi dai ceva bun. Neapărat. Eu știu că tu ai vrea numărul 4, dar eu îți dau numărul 1. Nu pot să cred, mă, tu vezi? Hei, bă, nu văd, bă, nimic! Bă, n-ai cum, frate! Bă, n-ai cum, frate, ce mizerie, n-ai cum! Bă, l-am pe Felipe Anderson, Team of the Season, l-am pe Overmars Prime, l-am pe Telo, frate, 93, spaniol, Summer Heat, l-am pe Gabriel Martinelli și mi-l dai pe Perisic de 84! N-ai cum, frățioare! Bă, jur că nu văd nimic! Bă, să mor dacă nu, ce mizerie! Uite, fii atent! Nu pot să cred! Le jur că nu, Miti, te fac așa o poză. Nu fac, se poate așa ceva. Fac așa o poză. Bă, deci oricare era ok. Glumesc, mă, glumesc. Ai... Glumesc, hai. Hai pe nu, să nu zică băieții după aia. Uou, apăsați butonul așa de dislike. Eu am CDM. Dislike, vreau să vă... Eu am CDM. Bă, nu cred, CM și la mine, nu cred. Mă, nu pot să cred, mă. Cum de-ai dat punct, frate? Hai că am numai de aia până în 78, ai zis, pune repede. Hai, că 71 nu cel mai mare și la mine. Numărul 1. Dă să beau niște apă, că nu. Ring de la New York City. Iar la tine numărul 2, te rog. Numărul 1, 2, Lient, nu știu de unde. E și el acolo. Hai să bun. Pe fundaște. Da, bun. Da, da. Bine. Fundaș. Bine, bun. Cum se vedea? Pe când avem super jucători, nu pot să cred. Bă, ce drap. Ok, fundaș central la mine. Și la mine la fel. Da, 3 fundaș aici. Nu? Și ia să vedem acum. Ce? Că e gros. Ha, că eu trebuie da, să... Da, tu trebuie să zici. Numărul da. 4. Numărul 4. Cred că e cea mai bună variantă. E Vertonghen de 88. Evident. E ok. Vertonghen. Ok. Iar la tine numărul 2. Numărul 2. Un titic de 86. Mai ok. Francez, Spania. Ok. E ok. Pot să mut acolo ca să fac imediat cu Olivier, dar nu am rating. În fine, hai să mergem pe al doilea fundaș central. Și hai, avem... Mare mizerie. Numărul 4 la tine. Numărul 4. E sigur? Sigur 100%, nu mă schimb. N-ai cum să dau numai jucător de tot. N-ai fi vrut și tu să-mi iei numărul 2 cu un Fernando Hierro. Ah, bun, deci am dat bine. Mi-ai luat GN 87. E ok, 87, da. Hai, rated, frumos, Spania. Iar la tine numărul 1. Numărul 1, l-am pe Bonucci, lângă l-aveam pe Chinelli de la Juventus, care era 89. Da, tot Juventus, Bonucci, 86, e groasă. E groasă, uau, deci e groasă, grav. Al treilea fundaș central am dat deja și... E groasă. La mine, eu spun, poți să spui ce număr vrei, că am 80 cel mai mare rating, adică... Numărul 7 overall. La tine atunci, ca să fie bine... Numărul 7! Numărul 7, poate ai când acolo, da. Dai în dreapta. Numărul 5. Balbuena de 79. Ce e bine că măcar e de la West Ham și leagă, știi? Bă, ok, ok. Iar la tine, numărul 3. Nu cred, numărul 4 era Diego Carlos de 91, ultimul de season. Dar e ok și Vertonghen, e 88 totuși. Vertonghen e un Team of the Year nominee, deci are boost acolo. Corect, așa e și Vertonghen la mine, da. Da, dar nu fac link, n-am niciun link, frate. Am un singur link, ești nebun între, bă, și nici măcar nu e green, între David Silva și Olivier. Hai pe portar, ce spune. Hai pe portar, că-ți mai de capul lor. Îți la pământ,
Bine, și pentru că e bine, o să-ți dau numărul 1. 1? Oh, Sirigu 84. Bun, Sirigu bun. Oricum avea numai portar gold, adică nu avea cine știe ce. Iar la tine, numărul 5. Numărul 5, ok. L-aveam la numărul 3, l-aveam pe Prime Moments Lehmann. Opa! Da, dar la numărul 5 l-am pe Neto de 85. Nu mă deranjează pentru că îmi face link green, oarecum, de fapt. Mie nu face nimic ăla. Bum titi. Ce prost. Hai să vedem așa cum ar veni la pauză, cam cum am stat, cam cine ar fi peste. Dar clar ești tu peste, ce întrebare e asta, ce întrebare? De fapt stai un pic, dacă fac eu o mică schimbare aici, ia să vedem puțin dacă reușesc să scot eu așa. Fii atent ce face Moș acum, o să vezi, ai că am făcut o mare brânză. A, am făcut o mare brânză, în fine, 86 cu 54, stau bro. A, eu am 87 cu 80. Deci stai mult, evident, dar ce ți-am dat, dar ce ți-am dat? Bun, hai să mergem la sub sau la rezerve? Mergem hai, la dreapta? De la stânga la dreapta, la sub. La stânga la dreapta, ha. Ok, începem cu portarul și... Da, interesant. Bun, numărul 5 la tine. Oh, Manuel Neuer de 89. Nu face link ce-i drept, m-ar fi ajutat Ederson de 89, l-aveam la numărul 3, era bine. Numărul 3, da, era ok. Și la mine? Iar la tine, numărul 4. Bă, nu cred, bă, ce prost dai, doamne. L-aveam pe De Gea de 89, l-aveam pe Courtois, bine, avem și un team of the season care nu vorbea. L-am pe Gufie, bine, pe Moșu, de fapt, Moșu, de 86 in form, deci... Și nu e bine? Serie. Da, e foarte bine pentru tine, asta ziceam. Mergem la fundaș, la fundaș și... Bă, doamne, ferește, mă. Și noi trebuie să mai tragem un episod și pe canalul meu, da? Corect. Revanșa e la Moșu pe canal, așa că trebuie să intrați acolo neapărat, da. N-aveți cum. După, intrăm. Bun. Ia să mergem pe numărul 2 la tine, la fundaș. Menon L.B. Erkin. E un okay. Team of the Season. Care e Team of the Season 88, iar la tine vom merge pe numărul 1. Numărul 1 e perfect. Numărul 1 e perfect. Era cea mai bună variantă pentru că e Lengle de la Barcelona. Atunci 5! Atunci numărul 5! Dar nu, mai e prea târziu și îl băgăm deja în echipă și deja jucăm în 10-10-10 fundașii și portarul. Bun! Ușor te dai pe braț, așa îmi place, așa îmi place. Corect, da. Dacă merge așa, revenim. Suntem în cărți. Bun. Hai să mergem pe a treia poziție de pe bancă. Ai de viața mea. Ok, numărul 5 la tine. A, mă, bro, mă, că aveam și eu primele trei numere erau decente. Tu te duci la 5. E Thiago Silva de 87. Păi e bun, 87. Hai, păi e bun 87 și înleagă cu mama înleagă. Da, deja e 90 sau cât ai tu acolo, Kim Style. Da. Lasă și la alții, frate. Iar la tine numărul 4. Numărul 4, Davis de la Spurs. Ăla. Aveam un francez... Un CB francez și era ok acolo. În fine, Davis de 79. Bine, toți erau vai de mama lor. Dar cred că l-am ajutat mai mult. În fine, hai să mergem la patra poziție. Și ia să vedem. Bă, acum am un jucător, frate, care m-ar coafa minune. Care mi-ar face un green link acolo în față. Dar la ce mi-ai dat tu până acum n-ai cum să-mi dai. Așa că pot să aleg eu numărul 2 la tine. Ales oarecum decent. Oarecum decent. E un Dele Alli de 87. Îl aveam și pe Thiago Mendes de 93. Da, e bine Dele Alli 87. Nu mă deranjează. A, dă și tu ceva bun. Nu mi-ai dat nimic, frate. Să mor dacă nu. Deci, așa prieteni, eu n-am văzut. Așa iar la tine! Să fie cel mai slab jucător de acolo. Numărul... Bă, 2 nu ți-a mai luat de mult. Numărul 2. Bă, era frică, dar nu știu de ce m-am gândit măcar pentru o secundă că poți să-mi dai ceva bun. Deci toți erau pe tar, de mai puțin unul, e vorba de Rodriguez de 93 de la Real Madrid, summer hit, frate, și intra mănuși acolo cu Benzema pe Green Link. Nu, că mi-ai dat o petardă de 82, Ansaldi de la Torino. Ce te fac cu Ansaldi? Unde să-l bag? La rezervă îl bagi. Nu mă disociez, nu mai, gata. De mâine postez pe Insta, pe Facebook, nu mai sunt prieten cu Dorin. Bun, mergem pe a cincea poziție. Hai, ca a cincea poziție e foarte șmecheră. A, nu mai Icon, așa că te las să alegi ce vrei. A, pe bune. Da, zi. Hai, Icon-uri dacă e Silver. Bun, îți dau numărul 4.
Manu Garcia de 78 de la Alaves. Da, deci ai când undercover. Da. A, dă-și pe ceva bun, bro. Iar la tine tot numărul 4. Nu cred, bă, că eu m-am dus așa cum Văluin, am zis că dacă zic 4, nu zici tu. L-aveam pe Gattuso de 90 la 5, l-aveam pe Riquelme, nu m-a ajutat foarte mult. Nu, mă, eu uzat jucători acolo, bă, băiatule, bă. Da, 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 mi-a dat de majulit. Dominguez, care e argentinian, e posibil să o facem o combinație, pentru că o să-l bag eu chiar acum și cred că o să mă duc eu frumos așa, pentru că e pe Italia și așa să vedem. E, deja m-am dus puțin în 78. Bă, nu e rău, nu e rău. Vezi că te apropii, că eu am 80 și schem, adică... Mă apropii, sunt aproape, stai pe fază, fii pe fază. Bun, hai să mergem la poziția cu numărul 6. Mai avem încă o poziție după aia la sub. Eu la sub trag speranțe, nu știu ce, am un feeling. Corect. Domnul, dacă nu-mi dai aici, bro, ne supărăm. Bun, numărul, nici nu știu cum să o dau, că dacă zic așa, numărul 2. Numărul 2 la tine. Ești pe felie cu mine, nu știu cum să zic. Nu cred. Într-adevăr, aveam și un Messi de 95, dar nu-mi trebuia că n-aveam ce să fac cu el, dar mi l-a luat pe Kane, care e de 90 și se leagă foarte bine cu Aubameyang în atac acolo, adică de la 85 chem am trecut la foarte mult. Nu că n-ai avea două icon-uri, nu că n-ai avea două icon-uri, dar eu da, că ești corect, așa. Corect. Hai să vedem, bine, frate. Iar la tine, numărul 1. Nu cred, mă, îl avem pe Messi, îl avem pe Mbappé, îl avem pe Firmino, îl avem pe Sterling. Bine, mi-a dat pe Mahrez de 86, care nu mă ajută cu absolut nimic. Îl bag aici, ba da, face puțin link. Mă, Messi m-ar fi coafat. E, puțin link, opa, stai puțin, că ne apropiem. Corect. Ne apropiem, ok, și ultima poziție de la sau... Hai să vedem. Sunt totul deoparte, nici ăștia nu dau nimic aparte. Corect. Zile de jucători, dă-o... Pușcării. Zici că e începutul FIFA-ului, nu e finalul. De serios, pe bune, mă fără caternică. Bun, numărul 1 la tine. Ah, ce cu minte ești, moșule. Fabinho de 85. Face link cu cei doi din... Oarecum, da, cred că aș putea ai Fabinho, să... Ai Fabinho, e Firmino, da, pe ce, pe CDM? Da, e Fabinho, pe CDM brazilian. Bun, și hai să vedem la mine. Iar la tine, amă tu numărul 1, uite, să fiu cu minte. Era bun Rodri, îl aveam pe la numărul 3, mi-l-a dat pe Bernardo Silva. Nu știu dacă Bernardo Silva îmi face link mai... Nu face. Da. În fine, Bernardo Silva de 87. Bun, suntem la rezerve și o luăm tot așa de la stânga la dreapta, nu? Bun, aici trag speranțe. Corect. Da, la rezerve, nu? La rezerve și... Ha, la rezerve, da. Hai, Bernardo Silva, nașpa. Oricum, mi-a dat nașpa. Ok. Și eu trag speranțe aici, da? Ok. Să vedem. Trag speranțe, frate. I-am dat deja pe prima rezervă și... Nu cred ceva ce mi-a zis. Moșule, fii atent că tu mi-ai numărul ăsta pe care îl zic eu acum. Tu iei numărul ăsta. Trebuie să arunc sticla asta de apă. Am aruncat sticla de apă, că n-ai cum, frate, ce mizerii. Ok. Numărul 5. Haide, mă, ești sigur? Sigur 100%. Este Handanovic de 89, mamă, la numărul 2 aveam și o Hernandez de 88 de la Bayern München, legat perfect cu Neuer. Tu mi-l dai pe Handanovic. Nu deci mi se pare dacă corect. Dacă știi cam ce am eu. Cred că e numai de la căzături, dar eu o să-ți dau ție numărul 3. Numărul 3. Păi e un special card de senzație, Pizano, care joacă în... Nu știu unde joacă, joacă și undeva, un argentinian de 79, toți erau niște mizerii. Bun. Nu m-a ajutat cu absolut nimic. Fine, Pizano, bă. Ce e asta, mă, frate? Ce spui jucătorul ăsta? Nici la început, ai cuvântul meu, nici la începutul jocului. Deci la început, în prima săptămână, deci nu cred că pot să fac un draft cu jucătorul ăsta. E posibil, da. Deci, în fine, mergem la a doua poziție pe banca de rezerve și aici deja e puțin mai bine. Da, e minunat. E puțin mai bine. O, și aici, mă. Ok, bun. Astea-ți dau numărul 2 la tine. Numărul 2 este Sar de la Watford de 88. Ok. Aveam și un Salah, aveam și un Neymar. Nu e rău nici Sar ăsta, dar nu dam scale, adică... Ok, am două opțiuni bune. Bun. Am două opțiuni bune. Cred că opțiunea bună la tine ar fi 1 și 4, dar eu ți-au 5. Ok, ce alerat. Aia am 2 și 3. Unul era ok Davis, pentru că făcea link cu... Perisic, da, 4 mil, da, pe Vinicius, e un team of the season, de 90, dar nu mă ajută, pentru că la Sporting Lisabona nu fac nimic. În fine, cât să fă, mergem la a treia poziție,
lasă. Hai, frate. Hai de viața mea. Vreau să zic că vreau pe Mitiță, măcar dă-mi pe Mitiță, una și bună. Măcar să știu una și bună. Ia să dau și eu numărul 5. Hei, nu cred, aveam și eu Aguero aici, aveam Sanchez 93, aveam o grămadă, tu-mi dai... Lăsați, că dacă nu ți-am mai dat eu... Un lăbun, Letiția! Letiția, da. Iar tu, numărul 1! Numărul 1, da. Right middle de la West Ham, îl aveam pe Mitiță numărul 2 în fond. Da, nu știu dacă mă ajută foarte mult ăsta, West Ham, nu, dacă era de la Spurs. În fine, asta e groasă, frate, ce să mă iau? Asta e groasă, ăsta e adevărul, cât să fă, nu cât să fă. Mergem la penultima poziție și am tras speranțe. Ce drept? Nu chiar, dar hai. Păi fii atent, stai că spun eu așa. Mi-a dat RB, n-am nevoie că n-am. Mi-a dat RV, n-am nevoie că n-am. Mi-a dat LB, n-am nevoie că n-am. Mi-a dat LV, n-am nevoie că n-am. Adică și da, mai am... Mi-a dat doi atacanți din Premier League, mi-a dat CDM din Premier League, mi-a dat Icon Overmars, mi-a dat Icon Moments, nu știu care, mi-a dat... Ani nemulțumitorului se ia darul și pentru asta eu o să-ți dau numărul 3. Cred că e cel mai... Nu știu dacă că aveam și un 94 acolo pe Idrisi, dar e ăla, Saint Maximin. Da. Da. Ok. Iar la tine, numărul tot 3. Bă, nu știu cum să mă dau, frate. Că dacă zic, azi cum mai zic, trebuie să zic el 3. Bun. E Marquinhos de 87. Cea mai rău rated. Aveam și un mont... da? Mont, de la CS. Aveam pe Mkhitaryan de 93. Dar nu știu dacă mă coafa vreunul. Probabil tot Davis ăsta pe lângă. În fine. Numărul 3 ai zis, nu? Da, da, da. Nu numărul 5, nu? Numărul 3. Nu te rezângăiești, nu? Da, da. Asta e și ultima poziție, fraților, suntem aproape de final, din păcate, din păcate, nu se știe, poate... capul meu ce jucător, bă, băiatule, bă. Bă, nu pot să te, frate, suntem la final de joc sau mi se pare? Mi-e deși am aici un jucător bun, am un jucător bun, o să-ți dau numărul, numărul 2 ție. Gerard Moreno de 88. Era cel mai highlight. Deci dacă îmi dai ăsta, gata, nu mai zic nimic. Dacă mi-ai dat pe ăsta, ciocul mic și joc, dă-mi-l pe ăsta. Numărul 4, frate! Nu cred! Băi, aveam pe Dembele de 87, frate, care era și francezi, aveam link perfect cu fundașa acolo, mi-ai dat pe Funzalida. Funzalida! Cine-i Funzalida, frate? Ce să fac cu Funzalida de 87? What the fuck? Bă, dar prost mi-ai dat. Hai să mergem și la antrenor. Adică mai faci modificările pe acolo dacă nu ți le-ai făcut. De fapt, să vedem niște modificări. De fapt, ce modificări să ne fac? Eu nu cred că am ce modificări să fac la mine. Și la mine ce situație. Eu le-am mai făcut pe parcurs. Da. Păi și eu la fel. O să duc totuși să văd aici high rated înainte. Ca să mă duc să încerc măcar să mai ridic acolo. 86. Hai de viața mea. Mai amărât ca mine nu s-a văzut. Aie. Ce să faci, ce să faci? Dacă mă duc așa în ordinea asta, ia să văd dacă puțin să trișăm. Deja puțin am trișat, puțin, știi? Puțin am trișat. Ok, așa. Și cam așa. Bun, nu am ce să fac altceva. Nici o că mi-ai dat numai portar de aia căzături. Da. Lăsați. Nu de ce, bosule, că eu pe banca de rezerve cel mai bun jucător e de 89? Lăsați vrăjelile astea ieftine, lăsați că ți-am dat, că poți să și joci draftul ăsta. Bun, hai să mergem la manager, eu am terminat, n-ar să mai fac, sper. Da, nici eu. Da, dacă că ai câștigat. Bă, moșule, un singur, doi manager nu-mi fac link, așa că ai acolo varianta, alege. Deci mă crezi că nu am niciun manager, nu. Hai, la mine trei îmi fac, doi nu fac. Bun, hai să-ți dau numărul 1, frate. Numărul 1 îmi face. Este Pufflinger din Bundesliga 2. Iar la tine numărul 4. Numărul 4 îmi face că e belgian. Da, cam asta e. S-a terminat. Bun, am ajuns la final, fraților, din păcate. Ghinion mare sau m-a lucrat izbeca. Suntem la 90 team chemistry cu 87 team rating. E slab, bossule. Slab, overall 177. Eu am overall 187. Da, păi cred și eu la păi ce mi-ai dat 4 jucători, fii atent. Icon peste Icon, bă, ce nu ți-am mai dat, frate, numai jucători high rated. Mi-ai dat 4 jucători de la Spurs. Stai că acum am uitat după apă, am aruncat-o, acum mai bei cucu. 4 jucători de la Spurs, 9 din Premier League,
2 icon, ce mai vrei mai mult? Ți-am dat bine, da, 180 chiar e bine, frate, ți-am dat bine. Corect. Bine, felicitări, bă, ai. Mersi, bro. Revanșa la Moșu pe canal, intrați pe primul link din descriere canalul lui Moșu și vedeți acolo ce s-a întâmplat în episodul 2. Eu am fost X-Breaker alături de Moșu, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!